Bun găsit, Paul, explică-ne tu ce s-a întâmplat astăzi. Cum de Chindia a reușit să primească 3 goluri într-o repriză atât de ușor? Bună seara. Nu cred că există explicație. Ne-am retras. Nu înțeleg de ce ne-am retras. Am ieșit de la pauză, cred că temători sau poate prea mulțumiți. Ne-a lipsit și agresivitatea a doua repriză, nu știu. Nu-mi explic. Tu ai simțit ceva? Tu, de exemplu, la 2-0 pentru voi, ce ai simțit când ai ieșit în teren în a doua parte a jocului? Era clar că trebuia să închideți într-un fel jocul, dar parcă nu atât de jos. Nu știu. Am rămas, deci credeți-mă, după meciul ăsta n-am ce să... Deci nu am trăit în viața mea. Pentru mine e o rușine cum am gestionat a doua repriză. Personal, ai să-ți reproșezi, par mai da, afectat. Da, normal. Iei 3 goluri, fiind fundaș central, dar nu o să spun că am jucat bine. Îmi reproșez, normal că îmi reproșez. Poate trebuia să strâng mai repede la amândouă golurile, poate la golurile lui Valentin Gheorghe. Poate trebuia să, nu știu, poate trebuia să fac mult mai mult. Pentru tine cum a fost în această săptămână, că s-a tot vorbit de transferul tău? O săptămână normală. Nu te-a afectat în niciun fel? Sau te gândești la lucrul ăsta? Absolut deloc. Eu aveam meci. Eu mă gândesc doar la meci. Bun, acum s-a terminat meciul. Ce este și ce nu este adevărat în toată povestea asta, Paul? Că este adevărat că am pierdut cu 3-2. Nu vrei să vorbești despre... Nu. Ce să mai vorbesc? Ce e de vorbit? Eu vorbesc, vreau să vorbesc pe teren. Ce se vorbește în presă, pe mine nu mă interesează. Nu o să mă interesează niciodată. Da, totuși lumea vrea să știe. E o știre până la urmă, că dacă nu era, nu te-aș fi întrebat, îți dai seama eu. Nu vreau să discut. Vreau să discut în teren. În teren, ce urmează pentru voi și cum vă veți reveni după șocul ăsta și, evident, ce s-a discutat acum în vestiar, pentru că a apărut o ședință mai lungă ca de obicei la Chindia. Nu, o supărare mare la toată lumea. E o supărare profundă. Nu ni s-a întâmplat campionatul ăsta să... Ok, am mai luat 3 goluri, dar în halul ăsta... Ok, am mai luat 3 goluri, dar în halul ăsta nu am pierdut niciodată și... Se conduce 2-0 la pauză, noi cunoscuți pentru defensivă. Nu pot să-mi explic. Mulțumesc. La seară bună.